Vizionați acum ședința Consiliului Local din Comuna Oituz. Domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu dispozițiile articolului 39 aliniatul 1 din legea 215, ați fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară a Consiliului Local Oituz, prin dispoziția numărul 144 din 14.3.2019 a domnului primar. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 14, unul din păcate știm foarte bine a decedat. În urmare, fiind majoritatea prezentă, ședința este legal constituită și poate începe lucrările. Astfel cum ați luat la cunoștință de invitația transmisă, pentru toate cele 6 proiecte de pe ordinea de zi s-au primit avizele comisiei de specialitate, prin urmare, supunem la vot proiecte ordine de zi, așa cum l-ați primit. Aș avea o rugăminte înainte de a vota proiectul. Am cerut, printr-o adresă de înaintare, să vină pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care m-a trecut în luna ianuarie. Datorită faptului că nu este domnul primar, aș vrea pe domnul viceprimar să ne prezinte motivele pentru care nu se află, deși am cerut în mod expres să fie pe ordinea. Da, nu este de proiectul de specialitate ăsta, raport de specialitate. Nu s-a făcut. De două săptămâni? Da, legal trebuie să fie 30 zile, domnul. Da, dar din ce știu, cele două instituții, primăria și Consiliul Local, colaborează. Până la această dată, de fiecare dată când am cerut să intre pe ordinea de zi, s-a respectat. Aveți ceva de deamânat acest proiect? Nu, nu, dar eu nu pot să oblig personalul respectiv să facă raport în 3 zile. Că îl face în 3 zile. De altă parte, raportul deja există făcut de rândul trecut. Dura 5 minute să listeze, să dea număr din înregistrare și să-l trimite la comisie. La ce? O să intre luna viitoare. Dacă dumneavoastră așa apreciați ca să amânați acest proiect, înseamnă că ceva nu-i îndrept. Cu publicarea contractelor publice. Și din păcate, aș propune să ținem un moment de reculegere cu colega. Aveam de gând. Observații la procesul verbal al ședinței anterioare, cel din 21 februarie. Nu sunt observații? Supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Înainte de a intra în ordinea de zi, vă atrag atenția ca la fiecare ședință să respectați prevederile articolului 46 din legea 215, care stipulează că la deliberarea și adoptarea hotărilor consiliului, să nu parte consilierul care fie personal, fie prin soț, soția, fiind sau rude până la gradul al 4-lea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepția statutului la articolul 57 aliniat 4 și 1 și articolul 101 aliniat 3 și 1, hotările adoptate de consiliul local cu încălcarea acestor dispoziții fiind nule de drept. Având în vedere opțiunea dumneavoastră din ședința anterioară, prin care domnul Cândoiu a fost numit președinte de ședință, îl invit să preia conducerea acesteia. Avem doi invitați, domnul Cojoc și domnul Dornean. Luați cuvântul la sfârșit sau? La sfârșit. La sfârșit. Cred că la sfârșit ești cel mai bine. Atunci, să începe ședința. Da? Primul proiect. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Boaca Leonard, membru PNR, și de declararea ca vacant a locului acesta în cadrul Consiliului Local Comunei Oitutului Flacu. Are cuvântul domnul viceprimar. Aveți pozitiv. Dacă sunt discuții, nu are ce discuta. Deci, noi doar
Să punem la vot. Cine este pentru? 14 vot. 14. Să trecem la al doilea proiect. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de Validare a Consiliului Local Comune Văituz, județul Bacău, ales prin HCL numărul 50/2016. Are cuvântul, dacă sunt discuții, are cuvântul domnul viceprimar. Am dispozitiv. Deci discuții nu sunt. Trebuie să propunem în locul domnului Leonard, în Comisia de Validare, pe altcineva. Propune dumneavoastră, cine crede dumneavoastră. Cine este invalidat, cine mai este. Nu, cine urmează pe listă, pentru că trebuie să valideze mandatul celui care va urma. Da, trebuie comisia. Deci din cei 14 de aici. Pe cine este acum comisia? Domnul Petrișor, domnul Ionel, domnul Floroiu și domnul Neniu. Deci în afara celor patru, să mai propuneți o persoană. Cine mai doare? Domnul Apostol. Propun pe domnul Apostol. Da. Dar era vorba, dacă mă opinează, dacă era de la PLD, domnul Vici, dacă a fost el de la PLD. Păi n-are cum, că ăla trebuie să-i valideze mandatul. Pe domnul. Domnul Cibotar. Cibotar. Cine este pentru? Domnul Cibotar, da? Da. Sunt discuții trecem. Domnul Cibotar se abține, nu? Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Văituz. Comisia de Cultură a desfavorat. Dacă sunt discuții, la domnul Claudiu. Am citit acest raport, acest proiect. E un proiect bun și unul dintre obiective este foarte important. Înființarea și actualizarea bazei de date. Sper să nu rămână doar pe hârtie și să se întocmească această bază de date pentru că este destul de utilă unui asistent social. Pe de altă parte vreau să atrag atenția asupra unui punct de vedere. Zice în felul următor. La nivelul comunei Văituz au fost identificate următoarele categorii de beneficiari și subliniez categorii de beneficiari cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin planul anual de acțiune sau după cum urmează. Iar aici sunt enumerate mai multe categorii. Vreau să dau un singur exemplu ca să nu citesc tot. Zice așa, la un moment dat, stimulent educațional acordat sub formă de etichete sociale. Aici este măsură aplicată în asistență socială, nu este categorie. Mai sunt și alte inadvertențe. Beneficiare alocații pentru susținerea familiei. De asemenea, este o măsură, nu este categorie. Și vă dau citire din legea 292/2011, de legea asistenței sociale, care zice în felul următor. După categoriile de beneficiari, la ceea ce am subliniat anterior, serviciile sociale pot fi clasificate în servicii sociale destinate copilului și sau familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, victimelor violenței domestice, persoanelor fără adăpost, persoanelor cu diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri sau alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc, victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor sancționate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, persoanelor cu afecțiuni psihice, persoanelor din comunități izolate, șomerilor de lungă durată, precum și servicii sociale de suport pentru aparținătorilor beneficiarilor. Aș ruga ca în hotărâre personalul de specialitate în speță, doamna Mihaela Hebler, să corecteze și să prindă doar acele categorii care sunt specifice comunei noastre. Pentru a facilita, este vorba de articolul 29, vă rog să notați ca să știu unde sunt, nu, 30, pardon, articolul 30, alineatul 2.
din legea 292/2011. Pentru că aici au fost încurcate categoriile de beneficiari cu măsurile care se aplică. Atât. În domeniul ăsta n-avem ce comentarii, că domnul Claudiu e profesor la așa ceva, așa cum este corect. Dacă lucrează în domeniul, e normal. Mai sunt discuții? Da, domnul, da. Da. Discuțiuni, pentru că planul este întotdeauna, pentru că sunt taxă, o mix unele greșeli, dar așa, studiat, s-au încurcat. S-au încurcat, dar așa, planul întotdeauna, pentru că sunt... Bănuiesc că aveți de gând că sunt beneficiari cei care beneficiază de etichete sociale, dar da, nu, aici dar marea nu a fost... Categoria pentru respectiva măsură sunt copii. Da. Copii aflați în dificultate. Da, și aici de la școală pleacă pentru să aibă prezență de zi de zi la zi. La școală, la grădinițe, la cum ai să nu nimeni de. Deci, să supunem la vot. Cine este pentru? 14 voturi cu amendamentul domnului Petrișor, da. Să... Să armonizeze. Da. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare pe terenul în suprafață de 1160 metri pătrați, aparținând domeniului privat al Comunei Oituș, județul Bacău, în vederea demarării procedurii de vânzare prin negociere directă a acestuia. Aviz favorabil și la Comisia de discuții? Dar, ca să știți despre ce e vorba în casă, nu știți, este de terenul din spatele domnului Marius Terbu, la depozit. Unde am știți, da. Da. Noi am susținut și la alte vânzări, nu suntem de acord, raportul se face pentru vânzare. Nu suntem de acord, nu ar trebui vândut terenul public al Comunei Oituș. Concesiune nu le deranjează cu nimic să dăm în concesiune, dar vânzare noi nu susținem. Mulțumesc. Dacă vă amintesc, când s-a votat proiectul de concesiune pentru domnul Marius Tercu, am fost de acord. Și, așa cum preceza și colegul, de-a lungul timpului, pentru concesiuni și închiriere, suntem de acord. Domnul Marius Tercu este un investitor important în comunitatea noastră. Dacă dorește, cel puțin poziția noastră este cu mare drag să dăm și pe 49 de ani concesiune ca să aibă o stabilitate. Pentru că, până la urmă, asta dorește, să aibă stabilitate asupra investiției. Nu avem nimic împotrivă, suntem de acord cu, și cu concesiune. Pentru că, în momentul în care se vinde terenul, poate între timp, peste 50 ani, nu mai are afacere și terenul se vinde. Iar noi, ca primărie, avem de suferit pentru că nu mai încasa taxe. Dar, domnule, nu specifică vindem. Un raport de evaluare. O să urmeze alt proiect. Atunci vom discuta dacă se vinde sau nu se vinde. Și după aceea se vinde. Deci este o etapă preliminară. Care este terenul de este concesionat sau de vândut? Care? E concesionat. Care îl are? Care îl are vândut. Unde are acum în prezent depozitul este vândut. E cumpărat de dânsul. A, și restul o să fie anexă cu... Restul poate să se băge. Da. Este concesionat, da. Un contract de cesiune a contractului de concesiune. Știu că este concesionat. Da. Eu cam dat un raport de evaluare, de vânzare sau concesiune, da? Legea permite și concesiune, permite și vânzare. Dacă este în privat. Și atunci... La concesiune are deja, deci el dorește să... Eu are concesiunea, mă gândesc la dacă... Nu, concesiunea pentru... Da, și eu nu m-a scos cu investiții și poate că a fost foarte acolo. Aici e problemă. Este un gard, deocamdată. Este și construcția acolo, scrie aici, scrie în raport. A fost un Mariani, a fost construit, dar s-a demolat, aia nu există. I-a cumpărat un mare și a demolat, dar tot pe concesiune a fost construcție. Da. Și se poate construi și pe concesiune. Da, nu pot să. În raport cum scrie clar că e un raport de evaluare pentru vânzare. În vedere, da. Atât. Alte discuții? Supunem la vot? Deci este pentru? Da. În
Împotrivă? Abțineri? Abțineri. Abțineri. Două abțineri? Două abțineri. Și 12 pentru, da? Da. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea și înfrumusețarea Comunei Oituz pe anul 2019. Președinte de comisie. Domnul vice. Favorabil. Și de la comisie tot. Favorabil. Dacă sunt discuții. Acum spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 14. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru înregistrarea, evidenție și radierea vehiculelor care nu se supun în matriculări pe raza Comunei Oituz. Are cuvântul domnul viceprimar. Favorabil aviz. Aici, dacă, aici, dacă permite să spun, multă lume spune că doamna care se ocupă cu matriculările de utilaje de azi, da, nu vrea. Nu e adevărat, ea respectă legea. Alte comuni nu știm ce fac. Dacă ea respectă legea, noi nu putem să obligăm să nu respecte legea. Asta vreau să spun. Multă lume zice că arată în alte comuni, se poate și la noi nu se poate. Nu, nu e luăm alte comuni, ea arată legea. Că am întrebat și eu exact aceeași problemă, am spus și eu. Păi, dar la altă parte nu dăm nume de comună. Cum să poate? Treaba lor, mi-a scos hârtia, citește-o. Am citit-o, adevăr, nu pot să-i impun să calce legea. Da, domnul Tăpișor. Mulțumesc. În urmă cu aproximativ jumătate de an, sau poate mai bine, nu doar o persoană, ci cred că vreo 5, mi-au cerut clarificări pe speța pe care domnul informator mai a spus-o. De fiind specializat în domeniu, am făcut o interpelare către personalul de specialitate să mă motiveze de ce nu se poate, de ce nu se pot înregistra vehicule pe raza comunei. Și mi s-a răspuns frumos. Am dat articolul din lege, am înțeles, am transmis mai departe către persoanele care m-au întrebat. În urma acestei interpelări am discutat cu doamna Mariana Naiman și am rugat-o să actualizeze acest regulament. La acea dată, mi s-a zis că nu primise aveți de la serviciul rutier. Rutier, da. Direcția de domnul Jura. Dânsa a fost foarte deschisă, a reactualizat regulamentul, a cerut avizul de la serviciul rutier, îl avem, da, am primit adresa. Acum ceea ce rămâne, și este foarte important ca autoritățile executive să comunice frumos, astfel încât oamenii să înțeleagă. Este singurul lucru care ar mai trebui de făcut ca să nu mai existe astfel de divergențe între personalul de specialitate din primărie și cetățeni. Deci a comunica astfel încât oamenii să înțeleagă. Eu să publice sau să se afișeze categoriile de vehicule care se înregistrează la primărie. Matriculare e ceva, înregistrare e altceva. Primesc numele galbene, primesc un certificat de înregistrare, nu de matriculare pe primărie și au voie să se deplaseze în interiorul comunei. Înregistrarea nu exclude celelalte obligații pe care le are deținătorul unui asemenea vehicul de a avea un permis de conducere. Asta atestă faptul că știe regulile de circulație și că poate ieși cu un lucru. Ca să mă trebuie un utilaj, nu trebuie, nu cere Mariana Neamă care... Problema este că acel utilaj trebuie să aibă o adeverință de la RAR. Trebuie dus utilajul la RAR, omologată la omologare. Cu o foaie respectivă... Nu cere, spun eu că cel care iese pe stradă nu trebuie să scoată mâna. Da, trebuie să aibă sistem de semnalizare, trebuie să știe să... Dar ca să scrii mașina, nu-i trebuie permis. Da. Sau utilaj. Ce
cetățean, dacă ar dori să... Aici nu e titlul. Păi nu are ce să facă. Să ducă. Registrul auto nu poate fi exclus. Nu, asta nu înțelege. Aici titlul spune, înregistrarea... Spune despre ce mașini este, despre ce vehicole este vorba. Mopede, mașini autopropulsate pentru efectuarea de servicii sau lucrări. Deci astea nu le făceam noi până acum. Mașini agricole sau forestiere, deci tractoare forestiere sau tafuri, nu le făceam. La comună aici nu există niciun taf înregistrat, dar titlul este scris. Tractoare agricole sau forestiere, inclusiv remorci destinate pentru transport. Și astea toate remorci care se atașează la vehicule pe care ne-am citit până acum. Problema care este? Costul costurile foarte mari. De exemplu, un tractoraș la duce de o la duce, îți trebuie să duci pe un trailer sau pe o remorcă până la... Ce-am mai înțeles eu? Costurile sunt mari. Asta se fără și costurile. Ce-am mai înțeles eu acum... Rar ori veni în zonă. Rar ori veni în zonă. Rar ori veni în zonă. Am vorbit eu și am venit cu un reprezentant de la Rar să ridice, să... Da, are un utilaj. Trebuie să vin 10 utilaje. Pentru utilaj nu vin. Trebuie un mic, oameni și fiți stabilit. Da, zic un tabel la primării, sunt serios, nu știu, lunar, la 3 luni sau... Tot să facem, azi, când îl cheam. Eu sunt 10 persoane. Primăria spune să avem ce vehicule care trebuie văzut. Vine o zi și să uite, la remorc, la ce este. Da, da, face pozii, eu știu ce le faci. Păi ei fac niște măsurători, dă toate dimensiunile, nu știm tot. Ce face acolo, o să-i puteți. Da, măsura este foarte bine venită, însă să nu fim mai vârnici decât trebuie și să excludem anumite categorii de vehicule. Eu nu vreau să cânt pe Mariana, dar și eu la fel, eu am vrut să-mi cumpăr un ATV. Ești vorbă. Și să mai faci în două. Uite și în matriculează, la Bacău, la serviciu de matriculează. Păi are peste 50 de centimetri cub, așa este. Băi, nu, dar eu nu vreau să mă prind la asta. Nu contează, dar mai este de 50 era motorul. E vorba de putere. Da. E cilindrei, domnului. Nu, nu, pe dar și tractul. Are tot timp este ceva. Da, hai. 50. Da, trebuie registrat. Dacă nu mai fără discuția, atunci să spunem la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 7 la revizie. Da. 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 Am vorbit cu domnul primar și în legătură cu un drum după Coșna, dacă poate să ne ajute cu un utilaj pentru a-l întreține, că în toamnă noi am plătit din banii noștri și l-am făcut și acum terenul e moale și lumea face urât. Aici vă pot doar și am făcut o cerere, am adunat vreo 15 semnături. De câte semnături am nevoie ca să... Nu contează, și două, și una. Așa. Și mai sunt multe drumuri secundare care nu au fost făcute niciodată. Lumea circulă prin grădini, terenurile, nu știu dacă știți, dar 10 ani o să fie parat din tot. Că n-ai pe unde să mai ajungi la loc. Deci aici și... vă pot spune eu. Cererea-i pasul numărul 1 care a spus dumneavoastră foarte bine. N-am depus-o încă cererea. Dar nu depuneți azi, nu nimic, nu depuneți. Și pasul 2 se așteptă, poate într-o lună de zile, avem și un buget. Deci drumul noi e făcut, dar bugetul e petruit. O să facă jumătate de iarnă și vinoară. Și nu avem buget. Fără buget, nu mai sunt nimic. Adică să înțelegem că ce am vrut să fac. Păi dar tot pe acolo, domnule, pe acolo vin, cum le-a spus. Este la drumul care a fost noi, așteptăm bugetul, așteptăm și se va face anul ăsta, că de 2 ani de zile am depus cerere. Păi e ca și am fost și dumneavoastră. Și am fost și la fața locului. Mirul dumneavoastră. Da? Mulțumesc. Dar mai fiți și acolo unde am zis domnul viceprimar, unde a zis eu din Abadiu, drumușorul ăla duce prin la de el. Sperăm să se întrețină mai bine drumurile, că dacă mergem în Manciuc acum, am făcut niște drumuri perfecte acum anul, să ne vedeți acum ce stare sunt din plângi. Că cei cu jeepurile nu merg când drumul e tare. Merg când e mocirlă și au făcut prima cratere pe acolo.
Domnul a fost, mai ales la dumneavoastră, mi-a cotărit. Da, a fost drumul bun și a fost drumul bun și a fost drumul bun. Dacă noi din drept facem jandă și noi balastrăm, muncim deja. Cred că toți la drumul de studiață, direct să vorbesc balastrat. Mai facem orice aici, ca să nu vă zic. Și dacă sunt vreați cu drumul, Da. Nu am ce rugămintea mea la dumneavoastră. Ce rugămintea la dumneavoastră, domnul consilier de pe Hăzma, și tu poți, când vine utilajul, vă informăm, să stați cu el, să-i arătați exact cum... Chiar asta vreau să vă spun. Dați-ne la telefon și noi suntem acolo. Cât, indiferent cât vă ajutați. Noi un om din zonă. Da. Doi, trei, când noi vorbim și cu cetățenii care au auzit. Asta a venit să trei zile, nu știu, unde nu se știe drumul de către zile. Nici eu nu știu că nu recunosc. Chiar aseară vorbeam cu domnul Tornianu, sunt mulți care au mai ieșit cu drumul mai afară. Și nu știu, utilajul ăla intră cam greu ca să intre. Am mai avut scandal. Mulți au ieșit Panciuc, e adevărat, mulți au ieșit cu datul afară și nu... Păi nu, dar apoi tot el dacă ar și ea... Păi aia am zis și așa. Păi așa trebuie. Ăla nu se trage datul și-l face după aia. Așa dacă nu face nimic. Da. Acum nu s-au făcut drumuri bune în partea din Manciuc. Foarte bine. Dacă nu ne reținim și ne din joc de ele, nu o să avem drumul niciodată bune. Facem dacă și piața a fost. Dacă nu le balastrăm, nu o să avem drumul de exploatație agricolă bune niciodată. Și dacă le balastrăm, tot degeaba. Nu, e luat oșul. Nu, nu, Drumul care a fost făcut de la Răpaloși, de la Ferăstrău până în Călcâi, a fost făcut cu piatră concasată. Domnul Marius, să scriu la cuvânt, domnul Marius, nu vă dați. Și vreau să vă spun că săptămâna trecută am șlefuit mașina de jos cu paguri. Păi, dar ce vreți? Acum vreau să vă mulțumesc adresă către apele românești de balastru din baraj. Să avem o aprobare, că nu este așa. Dar ce să mână primi un răspuns? Au trei la știință. A, diverse mergi. Da, dar eu, colegi, nu am întâlnit. A spus că vreți să informați cu nu știu ce, dar nu ați mai continuat ideea. Vreau să vă informez că mâine o să semnăm contractul pentru asfaltare de drumuri. Răspunde europenii, mâine. Asta e statia a luat, da? Contestația s-a... Cine are drumul... Cine a făcut contestația a pierdut? Viață. Să-l facem un contract. Cu tornadorul îi mai spuneți ceva de... A venit o adresă ieri, de alaltă. O să o citim după ședință. Deci atunci am făcut să vă asfalt, nu? Bun, bun. Bun, trebuie să mergi la o capea. Trebuie să mergi la o capea. De ei, omul de primarul capea. Da, vedeți, ai venit eu, domnule. Mai aveți? Mai pot să zic și eu? Da. Chestia cu gabioanele, ce au venit și le-au făcut. Le-am dus două mașini de piatră. Și cu două mașini de piatră a zis că îți face 24 de metri cub. Că-s 12 metri are gabioane. Noi am făcut din piatra noastră și am muncit. Domnul Vice știe. A zis că cu două roabe de pietre tu nu poți faci gabioane, dar noi le-am făcut. Am mai adus o mașină, a trântit-o acolo, e acolo și acum, și a rămas așa, nu s-a băgat în putură nimic. Asta nu bat din palme și se face treaba. Câte gabioane ar trebui acolo? Nu e asta, s-a făcut gabioane. S-a făcut gabioane. 12 metri s-a făcut. S-a făcut 12 metri, domnule. 12 metri, da? Da, așa. Cum să vă spun eu? Când vine apa, numai cu părere și se duce în marul celălalt. Și rupi mai apa. S-a făcut la urgență. Da. Și oamenii de ajutor. Am făcut așa, da. Ne să mai continuăm. A fost o zi, am de la ajutor. Acum se face, o să face recepție la podul, la Hăzman. Recunoștare pe podul Hăzman, domnul. Bine. O să vedeți și dumneavoastră? Bine, da. Spre viitoare mergi la recepție. S-o facem așa. Acolo stau cât vreți. Dacă spuneți o săptămână, două acolo. Că nu că vin la ISC-ul reprezentat, acolo trebuie să vedem și eu am aprobat. Și o să venim la recepție, să constatăm exact ce este pe acolo, ca să face recepție. La... E bun, domnul Dorneanu. Cum s-a făcut, dar e bun. Dacă se mai face iarăși o recepție. E bun, dar trebuie să facem promisiune. Da, și totuși da, și nu cerem aia, doar era urât tare, dar l-a făcut, cum l-a făcut? Da, l-a făcut. Da, eu mă gândesc că ar trebui controlați la alte lucrări. Gabioanele alea sunt făcute ca de copci. Că ei s-au apucat, au tăiat cu gilotina pierul, au sudat-o, când umpleam cu ăsta cu piatră, pac, pac, se rupi. Eu așa știu că gabionul m-am uitat peste tot pe apă ăsta, trebuia îndoiat fierul. Dar nu rezistă. Aici l-a făcut cu... Păi a făcut, păi da, da, banii ia la fel.
Și atunci, cine a luat bani? Cine a luat bani, domnul Dorneanu? Noi? Dar nu o să ia bani, dar Dorneanu lucra de pomană. Dar de pomană se lucrează. Să lucra de pomană și-a lucrat. Păi atunci nu e de fost în pomene, doar în pomene. Păi facem, asta e ca să facem, dacă... Urgențe. Urgențe. Ce vreți să facem? Nici așa nu-i bine că am făcut. Cum era bine să facem o lucrare de 2 miliarde să spunem acolo sau cum? Erați mulțumit? Nici degeaba nu-i bine. Deci trebuie să vin să plătesc la Fărica. Mi-a făcut Gabriel. Ca să contribuiți. Nu trebuie să plătiți. Păi contribuim cu taxe, dar... Hai mai departe. Mulțumesc. Pentru cine nu mă cunoaște, numele meu este Gheorghe Cojoc. În calitate de cetățean al cetății Oituz, am venit la dumneavoastră ca să trec peste formulă de curpazii. Da. Am venit la dumneavoastră pentru a vă cere... Dumneavoastră, nu vă e rușine pentru taxa, pentru gunoi care a spus-o pentru această comună? Dumneavoastră faceți jocul romprestului sau țineți cu cetățeanul? Știți dumneavoastră cât plătește o familie cu 6-7 copii, 10 milioane? Nu vă e rușine? Bă, dar nu poți să vorbești mai civilizat? Nu poți să vorbești ca altfel? Băi, te cere scuze. Ia uite la el, mă. Domnule, cere scuze, nu văd scuze. Nu vine cu bărbați parte. Deci nu vă convine ceea ce spun, nu vă convine. Vorbește cu un zon mai jos. Gândiți-vă. Băi, cât ai fost în Anglia, ce ai fost profat? Zi, cere scuze în primul rând. Acum ești aici și nu mai ai curaj. Dar tu ce vrei să vă cer scuze? Eu am venit să vă cer socoteală. Dar ce socoteală? Eu am venit să vă cer socoteală. Alea-s vorbe de om civilizat care le-ați băgat și de... Școala este o instituție, dar cum ți-ai permis să spui că școala de noi tu e jalnic, profesor, școală? E cea mai tare școală, domnule. Cum să-ți permis, domnule? Nu te dă o dată și intră în școală, vezi ce școală vezi. Nici nu ești să școli ca noi. Fiecare palier are baie, fiecare... Ce face, domnule, o familie cu mai mulți copii? Crește copiii sau dă... umpli buzunarul la romprest. Nu v-ați gândit la treaba asta? Ce facem, domnule, cu firmele din România? Le-ați pus povară pe cap? Pentru ce faceți, domnule, lucrul ăsta? Să vă fie rușine la cei care ați votat taxa pentru gunoi. Trebuie să fie rușine. Și altceva. Vreau să transmit pe această cale. Doamne prefect, doamna prefect, uitați-vă în ochii mei. Ce faceți cu comuna Oituz? Vă este cald locul pe care îl ocupați dumneavoastră acolo? Nu vă gândiți la conducta aia de magistrala de gaz metan? Nu vă gândiți la defrișările pentru care se fac în pădurea noastră a comunei Oituz? Nu vă gândiți la treaba asta? N-am văzut un pădurar ca să facă greva foamei, un primar n-am văzut. Pentru că ni se taie pădurile. Acum ați la București. Pentru ca să protestăm împotriva retrocedărilor către... Eu nu știu, domnule, ce faceți, cum protestați, ce faceți. 600 de mii de hectare. Țineți cu cetățeanul comunei Oituz. O să retrocedeze la... Și aveți grijă de valorile comunei Oituz. Asta am vrut să... Mai ales că... E o diferență mare. Că nu e constituire și proprietăți. Chestia e că vor dispărea... Și altceva, domnule consilier, nu deschideți gura niciodată. 6.000 de oameni... Și luați 100 de lire pe oră. Ce înseamnă asta, domnule? De angajat Andreea, de ea vorbește așa. Da? Bă, nu vorbim de fapt. N-ai găsit un loc de muncă în țara asta. N-am găsit. Păi n-ai ce tare, așa trebuie vorbit, așa trebuie vorbit, sigur, suntem needucați în halul ăsta. Da, sunt foarte needucat. Când e vorba de cetățeanul comunei Oituz. Dumneavoastră, am înțeles că ați fost consilier. Am fost, domnule. Și ce ați făcut? Da, asta că n-am făcut, n-am luat 5 locuri în mâncă, ca alții, n-am luat păduri ca alții. Ia asta că n-am făcut, domnule. Păi ce să vă fac, domnule? Eu mi-am dat demisia. Știți să vă scrieți demisia? Că vă învăț eu cum să scrieți. Păi, dar e închis unul de acolo. Cu ce închis tu? Cu ce acte închis tu? Ești profesor. La drăscă, domnule. La drăscă. Care la drăscă? Ai venit de festivale. Ai venit și ai închis acolo. Pe ce bază? Cum? Domnul Sloș, acum la noastră vă cere ceva. N-are nimic. Ia uite. Cu jamă. Ai fost consilierat acolo, drăscă. Eu am acte acolo. De unde ai acte, mă, din frunt? De unde iese? Ia să uite cu leacă să intrăm la deci ai fost consilier, la curul și curul, iar ce nu spune la televiziune, unele loc care ai fost pe terenurile, unele loc. Domnul Cojoc, îmi pare... Eu n-am ales un centimetru, nimic de pe ea. Vă apreciam ca
Te-ai pus spaler, te-ai pus plază, închis. Da, da, da. Lasă-mi să facem de ce nu cântați în pădurare să mulțumesc lumea? Domnule, în afară de exemplu, eu v-am cântat de scolar. Păi vedeți că nu se lovește ca atunci când predoarea. Nu știu, dumneavoastră vreți ca cineva să stea în banca lui. Uite că într-o zi lumea o să se răscoală pe dumneavoastră. Să știți lucrul ăsta. Digitor, am să luăm bătaia. E de la un bătă cu joc. Dar nu, eu nu vin cu bătaia. Dar de la ce? Mai rog ca dumneavoastră, nu știu dacă iese cineva. Sigur. Așa se vede, așa se simte. A, domnule, îmi pare bine că am băgat frica în dumneavoastră. Nu, chiar, chiar. Dacă nu o să-mi fie frică, eu atât am luat. Dacă ies la dumneavoastră... 2 metri sub pământ, că nu o să fie frică de matare. Își permite să iau o instituție în Bajocro, domnule, instituția școlii? Nu se poate, nu. Ce e aia școală, că ți-e grea, că ți-e scurie? Cum arată școala? Că intră acolo, nici nu merg să fac ceșa, să intri și poate cucioa dacă intră acolo. Du-te să vezi ce e acolo, e o glindă. Domnul ce-am luat ce băieță ăștia acolo? Hai, vorbesc. Ai venit cu acordeon. Vorbesc. Da, da, da. Alo! Aș fi mai nervos dacă e vorba de strada. Să vezi, aduce eu ce știu. Dacă e vorba de strada. Dacă mai sunt discuții. Nu mai sunt. Nu, nu. Eu atât am avut discurs și vă mulțumesc. Vreau să întreb și eu. Da, domnul Bogdan. Domnul viceprimar, vreau să vă întreb cum depun lucrările la podul, ce se mai întâmplă? Podurile, dacă ați observat, la mărginea se lucrează. De când s-a început? Din 2 săptămâni, asta e 2 săptămâni. Proiectarea a fost la domnul Ocoșu, avem în 10 zile. Gata. Gata. Și la Pavel Egin ne apucăm de luni. Reparații, facem mai reparații la ăsta. Și călcăitul ăsta stă oameni prin apă. Ce se face? Călcăit? Asta am spus. Pe asta. Și drumul pe lângă Baroșii? A zis că vă apucați de când duceți balans. Da, am făcut. A fost luni, ieri la altă. Da, la altă era. Luni. Am mai zis de zi pe acolo. Și o întrebare mai ușoară acum. Dacă tot a schimbat ușa asta, ce o discuiați? S-a pierdut cheia. S-a pierdut cheia. O găsit. Da, e un lucru bun care ce-am auzit azi treaba cu asfaltul, e un lucru bun. Doamne, Dacă nu mai sunt discuții, pe 18 aprilie.